Salutare tuturor! În această săptămână la tranzitul avantajos al planetei Venus, responsabilă de bunăstarea și confortul de zi cu zi, se adaugă influența pozitivă a planetei Mercur, gestionarea comunicării, a gândirii și a drumurilor scurte. Care sunt sectoarele de viață protejate sau afectate pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbeck, va fi posibil un salt în cariera ta profesională, iar acest progres ar fi o consecință indirectă a susținerii materiale de care beneficiezi din partea unui membru al familiei. Asta pe lângă efortul tău fizic și psihic pe care va trebui să-l depui și al dialogurilor constructive pe care le vei avea în plan profesional. Cu toate acestea, prea multe distracții, datorile financiare acumulate sau o problemă neașteptată de sănătate îți vor destabiliza bugetul. Taur. Vei beneficia de conjuncturi benefice în contrapartidă pentru anumite fapte bune din trecutul tău. Și totul se va canaliza asupra stării tale de sănătate, capitol în care se pot rezolva anumite chestiuni. Mai ales că te vei bucura de sprijin de la cei din jurul tău pentru rezolvarea unei probleme medicale. În altă ordine de idei, vei avea unele dezacorduri majore cu partenerul de viață în privința achizițiilor care se vor face în cadrul casei. Și toți membrii familiei vor avea numai neplăceri și disconfort după acest conflict. Gemeni, vei beneficia de o creștere a veniturilor rezultate din munca ta. Trebuie doar să-ți faci treaba cum trebuie la locul de muncă. Vei beneficia indirect de sprijin în activitatea profesională din partea partenerului de viață. Cu toate acestea vei primi mai multe vești deloc bune. Vei afla amănunte despre un viitor eșec în ce vrei să realizezi, nereușită datorată a lipsurilor financiare. Dar acest eșec se poate datora mai mult unor fapte rele din trecutul tău, pentru care vei plăti astfel acum, RAC. O sumă de bani sau un obiect cu o valoare importantă vor intra în posesia ta, iar aceste câștiguri le vei obține urmarea unor activități artistice sau sportive sau prin valorificarea spiritului tău comunicativ, dar mai trebuie printre altele să te îngrijești de starea ta de sănătate și să-ți menții o bună formă fizică. Chiar și așa, cei din jurul tău nu vor avea o părere prea bună despre tine din cauza neînțelegerilor pe care le vei avea cu un anumit membru al familiei sau datorită unui eșec pe care îl vei înregistra într-un anumit capitol de viață. Leu, vei primi o veste bună în legătură cu obținerea în viitorul apropiat a unei sume de bani sau unui obiect de valoare și vei afla lucruri legate de actele și formalitățile necesare pentru a intra efectiv în posesia acestor bani sau bunuri. În altă ordine de idei, dacă intenționat nu te va preocupa starea ta de sănătate sau nu vei avea grijă de renumele și imaginea ta, partenerul de viață nu va fi alături de tine, mai ales când vei da de greu. Fecioară, te vei bucura de conjuncturi favorabile, în special din punct de vedere financiar, pentru a finaliza un proiect destul de important în planul destinului tău. Iar aceste conjuncturi favorabile nu sunt decât o răsplată pentru anumite sacrificii și fapte bune pe care le-ai făcut în trecut. Pe de altă parte, faptul că nu vei putea să participi la o petrecere sau să mergi într-o excursie, te va determina să faci o faptă rea și să te răzbun pe cineva care este mai mult sau mai puțin vinovat de eșecul tău. Dar, în viitor, vei plăti pentru această faptă rea. balanță. Vei avea o importantă realizare într-un anumit domeniu. Va fi o victorie importantă în împlinirea planului tău de destin. Totodată, datorită acestui progres, se vor activa moștenirile tale karmice pozitive și vei afla astfel noi direcții privind soarta ta, care, să nu uităm, este întotdeauna în mâinile tale. În altă ordine de idei, din cauza unor neînțelegeri pe care le vei avea cu anumiți membrii ai familiei sau cu partenerul de viață, starea ta de sănătate se va înrăutăți simțitor, totul din cauza gândurilor negre și a supărării. Scorpion. O realizare pe care o vei avea într-un anumit domeniu va aduce consecințe benefice pentru întreaga ta familie sau pentru căminul pe care îl împărțiți împreună. Îndreptarea stării tale de sănătate reprezintă alt factor care va contribui la normalizarea relațiilor din familie. Dacă, în schimb, relația de cuplu nu va merge prea bine sau vei avea necazuri în activitatea ta profesională, unde vei întâmpina numai obstacole, vei avea dificultăți majore în obținerea unui împrumut sau unui ajutor bănesc de la alte persoane. Săgetător! În această perioadă destinul va face niște decontări favorabile pentru tine, în sensul că te vei bucura de mai multe conjuncturi pozitive, în special în plan profesional, totul în contul unor fapte bune și al unor sacrificii pe care ai ales să le faci în trecut. Dincolo de asta, nu la fel de bine vei sta la capitolul distracțiilor sau al altor lucruri care îți fac plăcere, totul din cauza dificultăților pe care le vei avea la locul de muncă sau al problemelor prin care va trece un membru al familiei. Capricorn, vei traversa o perioadă favorabilă pentru distracții și plăceri. Câștigurile tale recente îți vor permite să mergi unde dorești pentru a te relaxa și a te simți bine. Peste tot vei fi bine primit. Pe de altă parte, vei avea unele necazuri în activitatea de la locul tău de muncă, unde nu vei fi deloc bine văzut din cauza datorilor bănești pe care le-ai acumulat sau al pasiunilor tale excesive pentru distracții sau alte plăceri ale vieții. Vărsător, Relația cu partenerul de viață se va afla sub bune auspicii. Ceilalți membri ai familiei vor avea o contribuție importantă la întărirea legăturii, iar rezolvarea unor probleme administrative din căminul familial vă va apropia și mai mult. Cu toate acestea, din cauza unei comunicări ineficiente pe care o vei avea cu cei din jurul tău sau prin lipsa unor documente oficiale importante, vei înregistra un eșec în ce dorești să faci. Și nici cu bani din împrumutor nu vei putea remedia situația. Pești, frumoasa relație de cuplu pe care o ai cu partenerul tău, cu tot ce ați realizat împreună, îți va aduce o creștere a popularității tale în rândul celor care te cunosc. Iar atitudinea ta comunicativă pe care o ai cu toată lumea îți va aduce numai aprecieri. În schimb, vei activa karma ta negativă sau plata pentru faptele tale rele din viețile anterioare și vei trece astfel prin conjuncturi de viață mai neplăcute în anumite domenii, asta dacă îi vei desconsidera pe partenerii tăi de dialog de la locul tău de muncă. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Totul este o alegere.